Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult când sunt la o conferință și prezint un top. Pentru că topul, până la urmă, este recunoașterea unei valori, fie că vorbim de un brand, fie că vorbim de o persoană. Și e un fel de call to action, pentru că lucrurile pe care le fac, brandurile până la urmă se văd. Până am ajuns la consumatori, iar acestea ajung să le aprecieze și să le iubească în cele din urmă. De ce am ales tech? De ce un top tech? În primul rând, deși este o categorie foarte nouă, tehnologia a ajuns să fie aproape la atât de indispensabilă ca și hainele. Dacă se zice că cel mai terifiant vis este acela de a ieși din casă fără haine pe tine, probabil că în curând o să ne fie cel mai frică de a ieși din casă fără telefon. Stăm cu el tot timpul, la baie, absolut oriunde, smartphone-ul este cu noi. În plus, ne tehnologizăm din ce în ce mai mult viața. Pe de-o parte, aproape toate produsele pe care le consumăm vin dintr-o tehnologie. Fie că vorbim de lucruri simple, precum, nu știu, laptele UHT, fie că vorbim de vopsea cu fion de argint care igienizează camera, toate spun la urmă un efect al domeniului de tech. În plus, avem gadget-uri și avem aplicații pentru aproape orice. Mergem pe stradă și ne măsurăm pașii cu un device special pentru asta. Nu mai scriem pe foaie, scriem direct pe laptop, chiar și la școală. Computer Science nu se mai studiază doar la un liceu de profil, ci e o materie alături de română sau matematică. Și asta nu doar la nivel de consumator, și în research, spre exemplu, începem să avem, nu mai întrebăm consumatorii ce touchpoint au fost, avem aplicații prin care își dau check-in și bifează ce văd în momentul respectiv. Deci, practic, absolut tot ceea ce facem este cumva legat de partea de tehnologie și în special de partea de digital. Un alt aspect al tehnologiei este că mai nou, noutatea și performanța se măsoară printr-un singur cuvânt, și anume smart. Avem smart everything, avem smart watch, am văzut mai devreme, avem smart toothbrush, avem smart glasses, avem smartphone. Într-adevăr, cel mai puternic jucător este în continuare și probabil că va fi multă vreme de acum încolo smartphone-ul. Pe de-o parte, înregistrează niște creșteri foarte mari în țări din punct de vedere al numărului de unități, însă, de asemenea, este și unul dintre cele mai flexibile device-uri și mai nou, majoritatea încercăm să-l tot conectăm, ba cu mașina, ba cu laptopul de acasă și tot așa. Și mai mult de atât, cuvântul smart începe să se extindă și la alte categorii. Spre exemplu, chiar mă gândeam zilele trecute, până și la KFC avem smart menu. Cumva începe să exprime ce înseamnă noutate în general în orice domeniu. Când am plecat în realizarea acestui top, ne-am gândit să vorbim totuși cu persoane care au un interes măcar mediu pentru tehnologie și să nu vorbim cu absolut oricine. Spre surprinderea noastră, am constatat că doar 5% din cei intervievați au declarat că au un interes scăzut. Prin urmare, tehnologia nu mai este doar pentru specialiști, nu mai este un domeniu al care să ne sperie și despre care să nu vorbim cu ușurință, ci mai nou este un domeniu pentru toată lumea. Cu toții vrem să știm ce a apărut nou, cu toții vrem noi tehnologii, și astfel 63% dintre respondenții intervievați au un interes ridicat pentru domeniul de tehnologie, indiferent de ce înseamnă acesta, fie vorbim de gadgeturi, de platforme sau chiar și de software. Un alt aspect care demonstrează că tehnologia nu mai este doar pentru specialiști este faptul că a apărut, după cum îmi spuneam eu, un fel de trend de do-it-yourself în tech. Respectiv, dacă înainte ne cumpăram un laptop, când ne cumpăram un laptop vorbeam cu un specialist asupra configurației, ce să ne luăm, cum să facem, sau să ne configureze, să ne instaleze programele pe ele, iar acum ne descurcăm singuri. Asta este cumva cu dus și întors. Într-adevăr, informațiile sunt din ce în ce mai multe și lumea știe lucruri și specificații tehnice, nu înseamnă neapărat că este și o piață educată. Spre exemplu, alegem într-adevăr i7, pentru că e mai mare decât i5. Dar nu ne e clar ce înseamnă asta. În primul rând, foarte mulți își aleg anumite device-uri doar pentru a avea ultima tehnologie, dar nu au neapărat nevoie de acea tehnologie. Sau și varianta inversă, în care ne instalăm un soft, că am văzut noi că face nu știu ce, și ne trezim că nu merge, că de fapt nu avem nu știu ce specificație tehnică. Practic, la consumator au ajuns specificațiile tehnice, au ajuns lucrurile care într-adevăr contează la un gadget,
însă nu ajungi și beneficiul pentru el și modul în care acel lucru trebuie să-l cum îl folosește, la ce mă ajută și care e până la urmă diferența între 5 și 7, dincolo de cifră. Și un alt aspect care noi îl considerăm foarte important este fenomenul de private label sau de economy class în partea de gadgeturi în special. Dacă până acum era o categorie de lux, o categorie la care nu ajungea toată lumea, nu își permitea oricine să aibă un smartphone cu specificații high, în momentul de față, pe de-o parte, atât din partea companiilor de furnizorilor de telecom, apar tot felul de gadgeturi accesibile. Fie că vorbim de, ne-am cu toți aminte, de smartphone pentru orice român, însă, de asemenea, vorbim și de branduri care aduc o tehnologie la un preț mai mic. Spre exemplu, chiar zilele trecute, vedeam la metro un panou cu o tabletă cu niște specificații ok, procesor dual-core, și unde scria 200 de RON. Și m-am dat, zic, poate o fi plata pe lună. Dar nu, asta costa tableta. Acum ne întrebăm ce implicație are până la urmă pentru marile branduri. E un warning sign, a trebuit să luăm în calcul aceste aspecte? O să se ajungă, poate cum este în FMCG, ca private label să devină un jucător care este de întâlnit în considerare? În acest moment, într-adevăr, încă mai sunt, există percepția că aceste produse au o calitate mai proastă, însă încet, încet, ele încep să convingă. Mai ales dacă ne gândim la faptul că la ce folosim noi o tabletă nu are nevoie de, nu știu, ultima tehnologie, în momentul în care un consumator intră în contact cu un astfel de produs, care chiar dacă este într-o gamă mai low, este mulțumit de el, pentru că până la urmă merge și satisface nevoile. Deci, practic, warning-ul poate veni în momentul în care se trece la percepția de branduri economy la cea de good value for money. Care ar fi soluția pentru branduri în această situație? Cum luptăm împotriva unei fenomene de private label? În primul rând, avem nevoie de niște mărci cât mai puternice și cât mai relevante pentru consumatori. Pentru că, așa cum ziceam și anul trecut, deși tehnologii și gadgets este o piață foarte pragmatică, în care lupta de foarte multe ori se dă cu foaia în față, ăsta are X, Y, Z, celălalt, nu, hai să vedem și prețul, există iubire și în această categorie. Și spuneam noi că ea trece prin produs. Pentru că, într-adevăr, te îndrăgostești de brandul respectiv, încerci să-l admiri, însă ce iubești cu adevărat este produsul și asta se întâmplă în urma interacțiunii cu el. Astfel, care e avantajul unui brand consacrat pe piața de tehnologie este acela de trial. Este acela de încredere oferită consumatorului, care în momentul de față, orice brand nou, mic, de care n-am auzit, despre care nu știm, nu îl are. Deci, practic, având trial-ul, trebuie doar să convingem consumatorii să fim relevanți pentru el. Mai mult, ținând cont de transformarea prin care trece piața de tehnologii și expansiunea foarte mare pentru consum, din privirea consumatorului, acesta are nevoie de ancore, are nevoie de încredere și are nevoie să știe că face alegeri sigure. Pentru că, până la urmă, criza nu a trecut, banii nu sunt dintr-o dată mai mulți și atunci alegerile pe care eu le fac trebuie să știu că vor merita, nu trebuie să am surprize. Și aici un exemplu foarte bun sunt extensiile brandurilor deja existente pe piața de tech în alte categorii. Pentru că un fenomen pe care l-am observat și observăm de ceva vreme este translatarea puterii unui brand de la o categorie la alta. Spre exemplu, dacă știu că am avut un televizor Samsung de care am fost foarte mulțumit, în momentul în care îmi voi achiziționa un laptop, automat Samsung va fi unul dintre brandurile din consideration setul meu. Și astfel ajungem la întrebarea, bun, am înțeles că e importantă tehnologia, de ce să facem un top? În momentul în care piața este atât de challenging și în momentul în care vedem că tot nu doar apare lupta asta de competiție cu celelalte branduri, de a veni cu ceva nou, dar mai apare și amenințarea până la urmă din partea de economie care începe să câștige în ce în ce mai mulți consumatori, cineva trebuie să măsoare acțiunile brandurilor și cineva trebuie să le răsplătească până la urmă. Și nu credem că e cineva într-o măsură mai mare să facă asta decât consumatorul. Și astfel am ajuns la Top Tech. Anul trecut am mers cu un Top Tech 25, axat mai mult pe gadgeturi, anul ăsta am decis să le extindem. Ce am făcut? Practic am măsurat preferința consumatorilor pentru mărcile de tehnologie,
din mărci care interacționează în viața lui de zi cu zi, din prisma investiției de afectivitate pe care acesta o oferă mărcilor. Am realizat un studiu cantitativ cu 300 de interviuri online cu bărbați și femei de 18-45 de ani din București. Ca și mod de măsurare al acestei afectivități, pentru că până la urmă nu poți întreba consumatorul direct, ok, formă listă, pe cine iubești cel mai mult. Am folosit o metodologie numită MaxDiff, prin care consumatorul face alegeri multiple între mărci și pentru la fiecare alegere, ea trebuie să spună care este brandul pe care îl apreciază cel mai mult, de care este cel mai atașat și care este brandul pe care îl apreciază cel mai puțin, care e cel mai puțin important pentru el. Astfel am avut 5100 de alegeri de cel mai important brand și 5100 de cel mai puțin important brand. În plus, în ierarhie, în topul final, am ținut cont nu doar de această preferință, ci și de categoriile în care joacă mărcile, pentru că, așa cum spuneam, este un punct important pentru consumator, prezența acelui brand în mai multe categorii. Și, bineînțeles, indirect și notorietatea brandului impactează topul, deoarece un consumator nu poate evalua un brand despre care nu a auzit. Cum spuneam, în plus față de anul trecut, anul acesta am introdus și branduri din zona de software, de platformă online sau de social networks. Însă am încercat să ne limităm la branduri care ele interacționează, care se adresează consumatorului final și nu branduri care joacă mai mult pe piața de business sau doar pe piața de business. Bun. Ca să avem o comparație cu ce am făcut anul trecut, ne-am uitat și strict doar la gadget-uri. Strict la ce înseamnă top gadget-uri. Și ce am observat este, în primul rând, că topul este destul de stabil, fără schimbări majore. Ceea ce arată pe piața de gadget-uri o piață destul de dezvoltată, care nu mai este emergentă și care începe să se materializeze. Cu toate acestea, cele mai spectaculoase creșteri au venit de la Lenovo, care a câștigat foarte mult consumatorii pe partea de laptopuri, nu doar prin performanță, dar și prin design și prin faptul că este mai mult decât un brand de gadget, este un brand care transmite un oarecare lifestyle, transmite și un statut, nu doar funcționalitate, nu doar pragmatism. Pe o altă creștere importantă este de la Huawei, care cu ajutorul telefoanelor mobile recent destul de marketate, a reușit să convingă consumatorul și din punct de vedere funcțional, dar și din punct de vedere emoțional. Și de asemenea, creșteri s-au mai registrat și pentru Asus sau HP. Legat de scădere, acestea nu au fost majore. Practic, cea mai mare scădere a fost în cazul BlackBerry, urmat de HTC, Epoda și Panasonic. De asemenea, am zis să ne uităm și la ce înseamnă un brand puternic, nu doar un brand iubit. Și am realizat o analiză care ține cont pe de-o parte de atașamentul consumatorilor pentru un brand, dar și de folosirea acestuia. Pentru că, până la urmă, puterea unui brand vine și din prezența lui efectiv în piață. Și astfel am identificat patru zone. Zona de mărci aspiraționale, în care mărcile care consumatorii sunt foarte atașați emoțional, însă pe care nu le folosesc în viața de zi cu zi sau le folosesc mai puțin. În special, în general, acest lucru venea din partea de preț. Erau niște branduri mai scumpe pe care ei nu și le permiteau. Sau niște branduri care încă nu erau accesibile la noi. Mai avem mărcile puternice, care sunt niște mărci moderne, care reușesc să cucerească atât prin partea emoțională, cât și prin cea funcțională. Și astfel sunt atât iubite, cât și folosite de către consumatori. De asemenea, avem zona de mărci pragmatice, care sunt mărcile ce oferă produse sau servicii de calitate foarte folosite de către aceștia, însă care sunt cumva mai puțin iubite, generează cumva mai puține emoție pentru consumatori. Și partea de mărci emergente, care au o atractivitate mai scăzută și o folosire mai scăzută, însă, dat fiind că vorbim totuși de niște mărci într-un top, nu înseamnă că acestea au o performanță mai scăzută, ci doar că în momentul de față nu sunt la adevăratul lor potențial. Astfel vedem că în cadranul mărcilor puternice avem detașat față de celelalte Samsung, care de asemenea a crescut versus anul trecut, din acest punct de vedere.
Apple, Sony, HP, Philips, Panasonic, LG și Nokia. Iar tot ca o diferență versus anul trecut, HP și Nokia au trecut de la niște mărci pragmatice la mărci puternice. Practic a crescut atașamentul consumatorilor pentru ele. Categoria mărci pragmatice în acest moment avem Toshiba, Dell, Asus, Acer și Logitech, iar cea mai aglomerată zonă, după cum puteți vedea, este aceea de mărci emergente, ceea ce este și normal pentru orice fel de piață. Bun. Un alt aspect care anul trecut era într-adevăr prezent într-o mai mică măsură este acela că nu avem, în ceea ce privește gadget, nicio marcă aspirațională. Anul trecut se apropia Apple, însă în momentul de față el devine din ce în ce mai cunoscut, din ce în ce mai folosit și deja ajunge o marcă de masă, o marcă puternică, într-adevăr, însă își pierde latura aspirațională, nu mai e ceva la care să visezi. Numai ceva care să da, îmi doresc un Apple. Iar asta, pentru piața de tech, într-adevăr, dă o notă mai mare de pragmatism, însă, de asemenea, și lasă loc pentru crearea unor branduri diferite care să se axeze pe partea aceasta de a atinge emoțional consumatorul și de a fi pentru ei ceva ce își doresc. De asemenea, acest lucru poate veni nu neapărat de la un brand sau de la un brand cu totul, ci poate să vină din partea de sus a brandurilor, ca să zic așa, din categoriile mai luxury ale unui brand. Și ajungem și la top 30. Cum spuneam, am inclus categorii noi. Ce s-a întâmplat? Practic, topul în continuare este dominat de gadgeturi, pentru că până la urmă, cel mai atașat suntem de lucrurile fizice, lucrurile pe care le vedem, lucrurile pe care le folosim și pe care mai mult de atât le văd și alții. Un lucru destul de important pentru români. Însă, cu toate acestea, avem 11 noi intrări în top, dintre care 5 sunt chiar în top 10. Deci, practic, ce a însemnat online și software și social networks a buduit cu ghilimele de rigoare topul. Ca și new entry, în top 10 au intrat Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, YouTube și, de asemenea, Adobe, Intel, Bitdefender, Skype, IBM și LinkedIn. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, mărcile de online încep să fie din ce în ce mai importante. Ne petrecem din ce în ce mai mult timp online și Facebook-ul, care dacă până acum consumatorii români își făceau griji cum că dacă îmi iau pozele, dacă au acces la date, cine știe ce se întâmplă dacă postez acolo, e bine, acum nu mai avem nicio problemă. Dăm check-in oriunde și mai în mai serios am văzut nu odată inclusiv check-in la mănăstire sau la spital sau în locuri în care nu te aștept să vezi pe Facebook. Și devine, practic, un jurnal online. Tot ce facem apare pe Facebook. Am uitat ceva, nicio problemă. Stai să ne uităm ce am făcut ieri. Google, care este un exemplu de succes pe partea, atât pe partea de extensie în alte categorii, și aici mă refer la Android, dar și ca un exemplu de identificare până la urmă cu categoria mamă, respectiv, nu mai dăm search Google-ii. Mai mult de atât, dacă nu ești pe Google, nu existi. Când cauți ceva, dacă nu ești în primele pagini, sau mai mult în primele anunțuri, nici nu mă mai uit în rest. Trebuie să fie acolo, trebuie să fii prezent. Din punct de vedere al marșilor de software, într-adevăr, aici este puțin, lucrurile stau puțin altfel, pentru că pentru consumatorul final acesta este ușor latente. El le conștientizează prezența și ajunge să-și dea seama cât de importante sunt, de fapt, ce drept pentru el, în momentul în care le promptez, dacă putem spune așa. Totuși, din acest amalgam se remarcă Microsoft, care e din ce în ce mai prezent la nivel de consumator, în special și pe partea de Windows Mobile, dar mai nou și intrând în partea de gadget-uri cu Surface, dar și Adobe, care este unul dintre brandurile cele mai vizibile. Fie că folosim un PDF, fie că vrem să vedem filme și ne apare acolo cu flash player. Ce înseamnă asta este că, într-adevăr, iubim tot ce înseamnă tehnologie și că tot ce ne ajută să fim mai deștepți sau mai avansați. Și, de asemenea, partea de online a demonstrat cum că iubirea nu este doar din produs, ci vine și din serviciu. Ați zis că acesta este bine făcut și este relevant pentru consumator. Mi-acoperă nevoile pe care încă nu le-am satisfăcute. Și pentru că, da, cel mai mult și cel mai mult sunt convinsă că așteptați topul. Pe locul întâi, ca și anul trecut, avem Samsung. Pe locul 2 avem Apple, care a urcat un loc. Pe locul 3 avem Sony, pe locul 4 New Entry Google,
Pe locul 5 Microsoft, pe locul 6 HP, pe locul 7 Facebook, pe locul 8 Yahoo, pe locul 9 YouTube, pe locul 10 Philips și topul continuă cu LG, Nokia, Panasonic, Adobe, Toshiba, Intel, Dell, Bitdefender, Skype, Asus, IBM, Fujitsu, Lenovo, Huawei, BlackBerry, Acer, HTC, LinkedIn, Logitech și Ebola. Noi vrem în primul rând să mulțumim tuturor și de asemenea să felicităm brandurile care sunt în acest top. Și sperăm foarte mult ca la anul și la următoarele ediții să vedem cât mai multe branduri și cât mai variate. Și să vedem că să arătăm că acele acțiuni pe care brandurile le fac ajung la consumatori, iar acestea le apreciază și mai departe își arată atașamentul față de marca respectivă. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Alexandra! Felicităm Samsung! Eu zic că merită aplaudat, așa că vă rog, veniți să aplaudăm. Este primarea femeie de la Samsung de Zimbabwe. Vă rog, dacă aveți întrebări pe marginea topului, a metodologiei, i-am văzut că a fost foarte clară, am insistat să fie foarte clară, îți mulțumesc! Se poate găsi undeva topul sau această prezentare? Da, în revistă, acum spate o revistă, am ținut-o ascunsă. Okay. Să trimiți revista în momentul în care ieșiți și aici la recepție. Alte întrebări? Nu sunt întrebări. Dragă Mihaela, te rog să iei cuvânt.